În cadrul unei conferințe de presă organizată joi, a fost prezentat noul președinte al filialei DEVA a Partidului Ecologist Român. Acesta este Mircea Muntean, fost edil șef al reședinței de județ. Mircea Muntean, până de curând membru al PP-USL, a precizat că i s-a mai propus să se alăture ecologiștilor și în trecut și regretă că nu a făcut acest lucru și a menționat că își propune să redevină primar al DEVA-i. Am ales să fiu alături de un ardelean Jet Beget, un maramureșan, un prieten vechi care a știut să-mi întind o mână și sfaturile lui mi-au prins bine. Încă de pe vremea când eram primar la alt partid, a venit cu ideea, așa cum 4 ani nu vă ascundem, atunci am refuzat-o și am greșit și nu mai vreau să repet greșeala. Ca un politic îmi propun, evident, să recâștig primăria municipiului Deva, să fiu un partener al oamenilor, să duc la bun sfârșit ceea ce întotdeauna am făcut cu drag, cu dăruire, pentru cetățenii municipiului Deva. La conferința de presă a fost prezent și Dănuț Pop, președintele PER, care a spus că partidul pe care îl conduce își propune să câștige primăria Deva, iar la nivel județean să obțină un scor format din 2 cifre. Domnule președinte, ce vă propuneți în județul Hunedoara și în Deva? Păi, începem cu Deva primăria, iar în județul Hunedoara un scor cu 2 cifre. De ce Mircea Muntean? De ce Mircea Muntean? Mă cunosc de foarte mult timp cu el. Știu că a făcut treabă bună la primărie, este un om iubit. Cam aceeași ipostază ca și colegul nostru de la Vâlcea, care tot Mircea îl cheamă, numai că e Gutău, care este primar al doilea mandat al nostru. Și au fost colegi, au făcut ceva pentru oraș, dacă v-ați uitat și Vâlcea s-a schimbat de când e la ecologiști. Sperăm că și Deva se va schimba în mult mai mult bine decât a fost înainte, având în vedere că a trecut și pe culoarea verde, atunci totul va fi frumos în Deva. La eveniment au mai fost prezenți președintele executiv al PER, Mohamed Murad, liderul județean al formațiunii, Răzvan Mareș, și aleșii locali hunedoreni ai partidului. De asemenea, ecologiștilor li s-au alăturat fostul consilier local din Deva, Gheorghe Smaranda, și Ilie Păducel, ex-primar la Petrila.